ce am văzut eu a fost frumos, a fost deosebit, a fost un lucru binecuvântat. Iubiților, nu-i pierdut nimic în țara aceasta. Bine! Proștilor, scrie român populativ proștilor! Nu scrie unul, scrie român! Vă rugăm frumos, deschideți cimitirul! Ce să vă rugăm? Ordonăm, deschideți cimitirul! Aici sunt eroi și eroii noștri! Atât fotografiați, zâmbiți. Ce ați făcut? Aveți curaj! Veniți la noi în dermână! Spre a învinge pe toți vrăjmașii țării noastre care încearcă a ne călca drepturile și pământul strămoșesc. De murdărie pe jos ca să se vadă cât suntem de civilizați. Pentru că stau și mă gândesc că s-au adunat acești extremiști să-l slăvească pe papă. Dar înainte, cu câteva zile, au acoperit chipul crucii lui Hristos. Și dacă și oamenii lor politici au venit și au susținut, înseamnă că sunt toți de aceeași credință satanistă, sunt toți împotriva lui Dumnezeu, de moment ce fac lanțuri umane și solidaritate. Iată-ne! Poate acum n-am fost în stare să venim aici. Venim astăzi să arătăm că acum 101 ani s-a făcut o țară mare și frumoasă, s-a făcut o țară binecuvântată pe care noi trebuie să o apărăm, pentru că e a noastră. Acest conflict este alimentat. Deci este un fals ceea ce se crede, da? Este clar alimentat, se dorește tensiune în zonă și de către unii și de către alții. Doar pentru sprijin politic. Atât. Nu interesează decât voturile. Restul zero.
Asta este tabelul cu toți eroii, cu toți eroii. Nu, doamnă, vă rog frumos să citiți, toate numele, nu citiți selectiv, da? Deci, sau îi citiți pe toți, sau spuneți așa, sârb, ungur, german, ungur, român, german, citiți așa, așa este corect. Da, nu citiți doar anumite nume, fiindcă nu este corect ceea ce faceți dumneavoastră. Dar de unde aveți acolo? De la primăria? 11 români sunt, exact 11 români. 149 sunt, da? Uitați-i aici, 149. În ciuda încercărilor noastre, dialogul cu primăria Dărmănești a eșuat. Grupurile politice din Consiliul Județean Covasna au cerut autorizație de desfășurare pentru o ședință de lucru aici în județul Harghita, pe drumul 123, care este proprietatea Consiliului Județean Harghita, care aprobare am primit atât drum cât și în incinta drumului. Deci, practic, acum sunteți la o ședință. Da, suntem la o ședință. Puteți spuneți ce este pe ordinea de zi? Pe ordinea de zi sunt discuții comune între grupurile politice din Harghita și Covasna. Ce ați decis? Vine imediat și decizia. Avem proces verbal? Și proces verbal le facem, avem tradus documentele de ședință în două limbi. Suntem pe pământ românesc! Nu, suntem pe pământ românesc, nimeni nu poate face. În aflare de flori. Noi n-am venit aici pentru eroi să avem cuțite și șpreiuri. Hai, jandarmerie, cu noi! Ura! PSD-ul cu ei, putu vă Dumnezeu, mă mi-o! Pesuia cu pesătură și e pe la unguri muie. Nu plec astăzi de aici, să mă audă și cei de acolo, nu plec astăzi de aici până nu depun coroana cu care am venit în Valea Uzului. Avem coroanele la Oliva! Să rugăți copiii, părinții și frații, și de paraleoare române ca fații, Doamne cu frunze și flori! Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător! Cimitirul, aici sunt eroii și eroii noștri! Alea!
jandarmeria a... Păi nu jandarmeria a rupt poarta cimitirului, domnul Simion. Să fie identificat cine, eu am intrat pașnic. De unde ați intrat? Prin față sau prin spate? Pe ușă. Înainte sau după ce s-a rupt poarta? După ce s-a rupt, acum permite, uita, jandarmeria permite. Din păcate, jandarmeria nu și-a făcut treaba cum trebuie. Sunt 6 manifestații autorizate. Erau autorizate și a lor, cred că oamenii au fost înjurați și au s-a rugat cu pietre în piei. Din păcate, e regretabil. E regretabil. Că sunt... Da, da, da. Mai vreme, bea mea. Hai, hai, ceau, ceau. Pa, 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 pa. Miloie, miloie. Toate locurile care s-au jefuit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești. Arita, Covasna, Pământ Românesc! Soldat Bejar Gheorghe! Soldat Costin Mihai! Prezent! Soldat Corban Toader! Prezent! Am dat dovadă astăzi, că suntem cetățeni educați, suntem civilizați, dorim pace, dorim înțelegere, am venit aici în Duhul Dumnezeu. Nealul Ardealul, Ardealul ne cheamă, Pădeștea e numai la noi. Ce am văzut eu a fost frumos, a fost deosebit, a fost un lucru binecuvântat. Credeți că se putea ajunge la o înțelegere, adică ca toată lumea să participe? Dacă forurile toate se puneau la masă, români, unguri, români, în primul rând, de diverse naționalități, cu siguranță lucrurile ar fi fost în pace, armonie, așa cum sunt și acum, nu mai deranjează nimeni cu nimic. Ungurii spun că au venit acum 1000 de ani pe terenurile astea. Oare noi nu eram de vreo 7000 de ani? Delegația este condusă de domnul viceprimar Uzatu Mihai. Ce idee să vii să pui pe steagul și de pe o cruce să... Mai ales unde sunt necunoscuți. Sus pe cerul când este